Muzeul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Lectoratul Polonez UAIK au organizat expoziția Mobilități ale studenților ieșeni la universitățile din Polonia continuând colaborarea cu lectoratul polonez UAIC din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza care s-a materializat prin expoziția Lector Polonez la Universitatea din Iași, trecut și prezent, Muzeul Universității propune o expoziție dedicată studenților și mobilităților acestora la diferite universități din Polonia. Data asta vrem să punem accent pe studenții. Au fost, sunt cinci programe, cel puțin cinci programe cu care studenții noștri i plaka en continuare en Polonia binnen Celesburg Windespeer Program Erasmus. Czyjś szkoli de Vara, szkoli de Jarna, stadzi w parlamentu Polonii, czyjś ekskursji de studiu. Wiem, że prezentam amityrii studencilor di na w plecar, czyjś dokumenty Despre plecarea studenților noștri înainte de anul 1989. La muzeu sunt expuse documente din arhiva universității referitoare la deplasările studenților ieșeni în Polonia din perioada comunistă, mobilități care au fost sub forma a practicii de vară. Aceste documente surprind o procedură complexă a deplasărilor din acea perioadă, care erau centralizate și aveau un program strict și controlat. Avem uh, posibilitatea de a construi, iată, Microistorii la firul ierbii care vin practic din experiența investigării documentelor din anii 70, 80 și până în 89 privind mobilitatea studenților între România și Polonia în condițiile de austeritate ideologică, politică din anii respectivi, și apoi, evident, explozia mobilităților după această dată, în 1989 și mai ales. În condițiile debutului programului european de mobilitate, de care mulți dintre studenții universității au beneficiat, și, bineînțeles, cadre didactice sau cercetători. Expoziția își propune să scoată în prim plan experiența și părerile studenților în cadrul școlilor de vară, școlilor de iarnă, a experiențelor Erasmus, excursiilor de studiu sau a stagiilor în Parlamentul Poloniei.